sărit în foc pentru a-și salva pacienții din secția ATI a Spitalului din Piatra Neamț e considerat unul dintre eroii anului de postul public de televiziune din Belgia. Cătălin Denciu a marcat anul 2020, spune jurnaliștii belgieni, despre medicul care a fost grav rănit în timpul incendiului. La mai bine de o lună de la tragedie, el este internat la Spitalul Militar din Bruxelles. Medicul Cătălin Denciu este considerat un erou pentru generozitatea și profesionalismul său și se află în topul întocmit de televiziunea belgiană, alături de Sir Thomas More, fost capitan care la vârsta de 100 de ani a strâns donații de 20 de milioane de lire pentru sistemul medical britanic. Soția medicului român a primit cu bucurie vestea chiar de la colegii noștri. Nu știu ce să vă spun. Dacă a avea conștiință în lumea de azi înseamnă să fie erou, înseamnă că asta este. Dar el nu cred că ar fi putut să trăiască dacă nu ar fi făcut gestul acesta. Evoluția favorabilă a lui Cătălin ne liniștește destul de mult și ne dă speranță din ce în ce mai mare. Medicii sunt mulțumiți de evoluția lui față de starea în care era atunci când a ajuns. Și încă mai sunt intervenții chirurgicale, dar minore, de făcut. Și apoi va începe perioada de recuperare mai intensă. Acum kinetoterapia este un pic mai îngreunată din cauza intervențiilor.